Bun găsit, dragilor! Mă aflu în săptămâna 36 de sarcină și, așa cum vă spuneam în episodul trecut, în săptămâna aceasta am fost la controlul ecografic. Totodată, pe lângă controlul ecografic, am recoltat și câteva analize de secreție din col pentru a ne asigura că totul este în ordine. Ce a fost interesant la controlul ecografic este faptul că fetița mea a luat destul de bine în greutate, având acum 2 kg 600, ceea ce este normal. Eu, nefiind o persoană destul de corpolentă, atunci nici ea nu a moștenit, ca să zic așa, o greutate mai mare. Însă m-am bucurat că este în grafic, ca să spun, deoarece eu în ultima perioadă nu am avut foarte multă poftă de mâncare. Am mâncat normal, dar probabil că ea mă apasă din ce în ce mai mult pe stomac și atunci nu am resimțit nevoia de a mânca cu poftă, ca să zic așa. Am mâncat pentru că știam că trebuie să mănânc, ceea ce mă îngrijorase puțin. Însă după ecografie m-am liniștit pentru că totodată doctorița mi-a explicat faptul că ea în viața intrauterină se hrănește independent de mamă, adică eu pot să nu mănânc, să nu am poftă sau să am greturi și să nu pot să mă alimentez, iar ea să își extragă nutrienții și tot ce are nevoie din sângele meu, adică să fie reversul medaliei, ea să ia în greutate, iar eu să slăbesc. Acum aștept să-mi iasă analizele, să-mi iasă rezultatele la analize, deși nu am emoții, pentru că nu au fost episoade episoade care să mă îngrijoreze, adică să fac ceva în mod eronat care să mă ducă cu gândul că n-ar putea ieși bine analizele și așteptăm cu nerăbdare săptămâna 37, săptămână în care eu va trebui din nou să merg de data aceasta doar la ecografie și să încep să fac testele de monitorizare a bebelușei mele. Până data viitoare, vă reamintesc să ne urmăriți pe site, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook și nu uitați să rămâneți tot timpul informate, pentru că este cel mai important. Vă pup și aveți grijă de voi!